Navigația, să știți că nu e ușoară și bancurile de nisip de la ieșirea brațului Sfântul Gheorghe reprezintă o problemă și acum ca și pe vremea lui Thomas Preț sau comandorului Cătuneanu, motiv pentru care și Cristina, respectiv Allegro, s-au reorientat și au făcut în așa fel încât să cartografieze mai de la distanță, după care au ajuns pur și simplu la odihnă. Vă spuneam că modernitatea și cu tradiția sunt față în față în zona Sfântul Gheorghe, așa că la complexul Green Village pur și simplu au reușit să se refacă după răul de mare. Localitatea Sfântul Gheorghe este localitatea cu cele mai multe ore însorite din an și cu cea mai puțină ploaie din an. Odată ajuns aici, ce poate găsi turistul și ce ar trebui să caute? În primul rând găsește locul în care Dunărea îmbrățișează marea și asta este un unicat. Găsește încă sălbăticie, găsește cea mai mare, cea mai lungă uliță sau, de fapt, singura uliță de nisip care a mai rămas în România. Și găsește 600 de suflete și vreo 1500 de vaci sălbatice, semi-sălbatice, în sensul în care ele circulă liber pe aici, dar ele aparțin de cineva, aparțin, sunt sătenii care le au în grijă, dar se mișcă liber. Cai se mișcă liber, câinii se mișcă liberi, copiii se mișcă liberi. Totul prin nisip. Este un loc minunat și cred că cel mai frumos loc din România. Trebuie păstrată zona așa cum e ea. Chiar dacă mulți și aici din zonă au tendința de modernizare și pentru ei termopanul și țigla pe casă și asfaltul pe uliță reprezintă un progres. Dar de fapt e o nenorocire. Datorită festivalului Anonimul se vorbește despre Sfântul Gheorghe, festivalul de film Anonimul, care este oarecum similar cu Sfântul Gheorghe. Astfel de evenimente vor trebui să fie mai des, mai multe și e o zonă care este ofertantă din punctul ăsta de vedere. Poți să faci festival de teatru, de poezie, tabere de creație. Fiind și marea, fiind și Dunărea, ai posibilitatea să faci sporturi nautice, ai vânt. Și pe vânt se pot face sporturi nautice diverse. Ai Dunărea unde poți să ieși cu caiacele. Și revin la acea obsesie sau întrebare. Ce ori căuta românii prin alte părți când au minunății de genul ăsta la ei acasă? Cu sporturile nautice suntem familiarizați deja. Dacă ne-am descurcat cu velierul nostru, nu o să ne vină de hac un caiac. Avem nevoie doar de un instructor răbdător. Acestea sunt caiacele cu care vom merge azi. Întâi piciorul drept, exact pe mijlocul caiacului și veți face o genuflexiune până veți ajunge exact pe scaunul caiacului. Ușor, ușor, eventual puneți și ambele mâini pentru siguranță și vă lăsați până pe spate. Iar aceasta este poziția inițială în care trebuie să plecați cu caiacul. Caiacul ne învie la o plimbare mai lungă, așa că alegem unul dintre traseele preferate ale turiștilor, pe gârla turcească, spre insula Sakhalin, pe care sperăm să o vedem și de aproape. Aici avem o pădure de arin care și iarna e verde, nu crește oriunde arinul.
Aici ne apropiem de grindul care a fost, unde a fost farul vechi, unde sălcile astea. Reușesc ca muzeu, au fost turiștii, au făcut o ciorbă de pește, n-au stins focul, s-a luat foc farul. Ia uitați câte găști sălbatice. Găști sălbatice? Da. Insula Sakhalin este cu adevărat cel mai nou pământ al Europei. Cu zeci de ani în urmă, aici unde ne aflăm, erau apele Mării Negre. Acum însă lungimea ei crește an de an și a ajuns la peste 20 de kilometri. Și ca orice lume nouă, atrage coloniști. Debarcarea pe insula Sakhalin este interzisă însă turiștilor. Se poate ajunge acolo doar pentru activități de cercetare științifică, cu o aprobare emisă de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, pentru că este o zonă de protecție strictă. În timpul verii, un șir de balize marchează limita până la care este legal să ajungă vizitatorii. Și totuși, surpriză! Un comitet de primire e pregătit să ne întâmpine. Păgărușii nu sunt singurele patrupede care trăiesc pe insula Sakhalin. Puțin știu că aici, ca și în pădurea Letea, se află una dintre ultimele populații de cai liberi din Europa. Iar dacă ne-am continuat drumul, am găsit și vaci. Localnicii s-au obișnuit să aducă aici animalele care le prisosesc și să revină doar când au nevoie de unul anume. Au hrană, apă și adăpost în stuf, așa că s-au obișnuit să trăiască în sălbăticie. Navă bulgărească care a ieșuat. N-a nimerit pe partea aia de mare și a intrat pe partea asta. Din cauza insulei care s-a format, a dat de apă mică și a rămas aici nisipită. De mult? Peste 30 de ani. Și de la ea încolo a înaintat insula încă 10 km, poate mai bine. În 30 de ani? În 30 de ani, mai bine de 10 km. Ce se vede 10 km?
Aceasta e vechea chirana de la Ciotica. Acum mai sunt câțiva pescari care și-au făcut căsuțe pe bări. Pe ăsta dacă poate să-l tracteze. Aproape de Sfântul Gheorghe ne așteaptă priveliștea unei alte cherhanale părăsite. Când era sezonul de scumbie în primăvară, se lucra în schimburi. Personalul care prepara pește lucra în schimburi și zi și noapte. Acum au. Da, și nu, îl sărau, îl congelau. Nicu e trist că la Sfântul Gheorghe pescuitul nu mai e ce era odată. Spune că din 300 de pescari au mai rămas doar 70. Dar primarul localității are planuri de revigorare a tradiției. Încercăm să reînviem cumva activitatea de pescuit comercial printr-un port pescăresc, unde administratorii acestui port vor fi efectiv pescari. Există și varianta de pescuit sportiv, zona de Dunăre, zona de grăra turcească, dar aici apare o problemă, trebuie să ai microb. Pescarii întotdeauna au un microb. La Sfântul Gheorghe există posibilitatea de cazare pentru toate buzunarele, nu? Cu siguranță. Există localnici care și-au făcut din, sau pe lângă caselor și-au făcut anumite camere de cazare și masă. Există pensiuni și există complexuri. Putem să ne lăudăm cu gastronomie, pentru că aici la gastronomie ne pricepem. Putem să ne lăudăm cu casele pescărești așa cum au fost ele. Acum că am vorbit despre pescari și gastronomie, chiar că trebuie să gustăm preparatele din pește.